Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Mai v-ați întors din Italia, de la Milano, unde ați semnat alături de ceilalți miniștri ai sănătății din Uniunea Europeană un acord pentru achiziții comune de vaccinuri pandemice și alte produse farmaceutice. Înțeleg că Uniunea Europeană, deci și noi, se pregătește, cu toții ne pregătim să cumpărăm cantități mari de vaccinuri pandemice și alte produse. E vorba despre Ebola? Uniunea Europeană se pregătește pentru a face față oricărei provocări de acest gen. Pandemie sau orice altfel, astfel de situație. Și primul pas a fost făcut pentru vaccinuri. Vreau să vă spun că inițiativa a aparținut și României. Noi am fost una dintre țările care am susținut. O achiziție comună înseamnă din start prețuri mult mai reduse. Bun, și atunci, pentru ce anume? Nu numai pentru Ebola. Ebola deocamdată nu are încă un vaccin, din păcate. Este, așa cum probabil ați auzit în presă, este doar o fază experimentală și încă nu este produs și finalizat un astfel de vaccin pentru Ebola. Dar întâlnirea a fost generată de răspândirea acestei boli sau e vorba despre altă boală? Ministrii sănătății se întâlnesc periodic pentru a discuta toate problemele care apar. Aici vorbim doar de Uniunea Europeană, dar evident că suntem atenți la tot ce se întâmplă în jur și ce poate afecta țările din Uniunea Europeană. Normal că s-a discutat și despre extinderea epidemiei de Ebola. Ați văzut că lucrurile cel puțin în zona endemică, deci în Africa de Vest, nu au mers așa cum trebuia, au scăpat un pic de sub control. Părerea mea este că autoritățile de acolo trebuie să ajutate foarte mult și de Uniunea Europeană și văd o implicare acum. Chiar asta s-a și decis, văd și din partea Statelor Unite, pentru că din păcate nu pot face singuri față acestei provocări. Și deci deja s-au stabilit sunt un număr... termene de achiziție pentru... Vaccin nu este pentru anumite produse? Bineînțeles, pentru anumite produse biologice, achiziționate comun și evident scăzând costurile. E o chestiune urgentă? Este o chestiune pe care trebuia să o prevedem și trebuia stabilită și trebuia creat și cadrul legal pentru a face acest lucru. De când încep? Păi, practic s-a semnat acordul, acum este practic ratificat de fiecare stat și putem demara ulterior procedurile. Noi ce cumpărăm și de unde? Noi vom cumpăra ce avem nevoie și de la producătorii omologați. Nu știu, vă dau exemplu atunci când au fost diversele tipuri de gripă, nu? Gripa aviară sau... țările în general creează astfel de proiecte, dar acum noutatea este că acest proiect este la nivel comun european. Deci nu mai acționează fiecare țară disparat sau independent de celelalte. Suntem într-o uniune comună și atunci e bine să avem politici comune. Premierul Victor Ponta tocmai a anunțat că la rectificarea bugetară de săptămâna viitoare Ministerul Sănătății va primi fonduri suplimentare. Așa tocmai este. Pentru achiziții de echipamente, nu știu, poate și produse echipamente de protecție și de transport, pentru că sunt anumite echipamente speciale și de protecția personalului și de transport pentru presupuși pacienți cu care ar suferi de boala Ebola și de aceea se fac pregătirile din timp. Banii sunt deja pregătiți pentru rectificare. Nu aș vrea să vă spun acum suma, probabil peste 20 de milioane de ron, dar sunt exact atâția bani cât au cerut specialiștii pentru acest subiect. Vreau să vă spun că aici sunt implicate mai multe ministere, numai Ministerul Sănătății, Ministerul de Interne. Vreau să vă spun Ministerul Apărării, care va participa cu acea unitate mobilă, deci Spitalul Militar de Campanie. Și pentru că vom merge pe o unitate separată, care va deveni practic un punct extern al Spitalului Matei Balci. Deci o izolare completă și un management complet separat pentru astfel de situații. O să vă rog să-mi dați cât mai multe detalii pe acest subiect. Ceea ce vreau să știe lumea este că vom fi pregătiți, suntem și acum pregătiți. România a fost printre primele țări din Uniunea Europeană care a făcut pași importanți pentru a se pregăti în această confruntare cu Ebola, dacă o putem numi așa, și de aceea vrem să respectăm toți
pașii și toate recomandările OMS-ului, pentru că, Doamne ferește, nu strică niciodată să fii mai prevăzător și în medicină așa este bine să se întâmple. Vă reamintesc, ne puteți urmări în direct pe internet la adresa interviuri.europa.fm.ro. Dacă doriți să-i adresați întrebări domnului ministru Nicolae Băniceoiu, puteți face pe Facebook sau Twitter folosind hashtagul interviuri Europa FM. Domnule ministru, încă o întrebare pe acest subiect. Ce vom achiziționa de cele 20 de milioane de lei, ați spus? De roni. Deci sunt de la ambulanțe, de exemplu, care sunt și vor fi utilizate numai pentru transportul acestor cazuri și care trebuie izolate complet. Sunt niște ambulanțe speciale? Sunt niște ambulanțe care necesită niște adaptări speciale și niște echipamente speciale. Efectiv, o anumită dispozitiv de izolare, chiar și pentru care poate fi montat în avion de transport. De asemenea, echipamente de protecție pentru cei care vin în contact sau au de-a face cu un potențial astfel de caz. Evident, consumabile și tot ceea ce trebuie. Vreau să vă spun din start că există un comitet național pentru Ebola și încercăm să fim, cum să zic, cum pas înaintea provocării, dacă putem admite o formulare de genul acesta. Toate cele trei instituții, deci Ministerul de Interne, Ministerul Apărării, Ministerul Sănătății, acționează ca un tot unitar. Ați văzut, pe urgență, cred că puteți aprecia colaborarea bună dintre Ministerul de Interne și Ministerul Sănătății și ați văzut rezultate pozitive. Ați avut și acum ocaziile cu ocazia de a verifica încă o dată această bună funcționare în cazul accidentului din Bulgaria. Ceea ce am făcut pe urgență, vrem să facem și în această Dar situație. În cazul de față, vor fi aceste spitale, unul sau mai multe, înțeleg, de campanie? Nu, unul. Vor fi deja amplasate undeva să fie sau vor fi amplasate doar în cazul în care România se va confrunta cu aceste... Le vom amplasa și în cazul în care, repet, Doamne ferește, România se va confrunta cu astfel de situație, tot managementul cazului va fi în acest spital de campanie. Lângă București? Sau unde? Deja. Sau în București? Da, va fi în apropierea Bucureștiului, este și sunt luate toate măsurile de protecție necesare. Ne așteptăm să avem cazuri? Înțeleg că alerta Organizației Mondiale a Sănătății este foarte mică pentru Europa în general și mai ales pentru zona în care ne aflăm noi. Dar, repet, în astfel de situații, paza bună trece primejdierea. Deci este bine și cred că este obligatoriu să luăm toate măsurile din timp. Eu sper să nu ne confruntăm cu așa ceva, dar în cazul în care ne-am putea confrunta, trebuie să fim pregătiți. Mai ales că, repet, este vorba de o boală care nu are încă tratament, nu are încă vaccin, toate sunt la modul la modul experimental și de studiu clinic, deci nu... Sunt români care suferă de această boală? Nu, în prezent nu avem cunoștință de români, dar sunt de români care suferă sau sunt infectați cu acest virus, dar sunt români în zonele endemice, deci sunt lucrători români aflați în zonele endemice, deci în Nigeria există foarte mulți muncitori români, foarte mulți ingineri care lucrează acolo pentru diverse companii, chiar și în cele alte țări din Africa de Vest. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Europa FM.